Pompierii Sălăjâni de la unitățile din Zalău și Mleu și Jibou s-au întrecut ieri la etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor profesioniste organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Polisum al județului Sălaj. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Polisum al județului Sălaj a organizat astăzi, 22 iunie, la sediul ISU și la stadionul municipal din Zalău, concursurile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. La acest concurs au participat 3 echipaje, unul al detașamentului de pompieri Zalău și câte unul al secțiilor de pompieri Șimleu, Silvanie și Jibou. Scopul acestui concurs a fost dezvoltarea și perfecționarea atitudinilor și aptitudinilor specifice necesare îndeplinirii misiunilor în situații de urgență. Locuri, fiți gata! La finalul probelor de concurs, pe primul loc s-au clasat pompierii jiboani, urmați de cei din Zalău și Șimleu.